În 2000, prezența la scrutin a fost de 65,31%. În 2012, ea a coborât la 41%. Participarea la alegerile parlamentare din 2012 spune că o parte însemnată a electoratului nu a ieșit la vot și a făcut datoria alegătorii de stânga. Absența a mai mult de jumătate din români de la urne și rezultatul obținut îi fac pe mult să se întrebe ce urmează acum. Publicația Wall Street Journal avertizează că declarațiile din ultima perioadă nu prevestesc nimic bun. Este posibil ca în pofida rezultatelor alegerilor Băsescu să nu îl nominalizeze pe Ponta la conducerea viitorului guvern, deși acest lucru ar putea aduce instabilitate sau chiar noi alegeri. Avertizmentul a fost preluat de jurnaliștii de la evenimentul zilei care merg mai departe pe necunoscutele ce pot apărea. Nu voi ceda responsabilitatea constituțională de a desemna viitorul prim-ministru către un partid, indiferent cât de mare ar fi acesta. Acțiunea ar fi grav neconstituțională, a spus recent președintele Traian tot pentru evenimentul zilei. Victoria usele și șicanele pe care Marea Uniune le-a aruncat permanent către președinte nu au făcut însă decât să le atragă românilor atenția de la marile probleme economice în care țara se adâncește. Atât statul cât și populația se vor afla în 2013 în fața unor cheltuieli mai mari decât în acest an. Românii vor avea de scos din buzunar mai mulți bani pentru carburanți, gaze, electricitate, tutun sau alcool. Și în condițiile în care se estimează că și deprecierea cursului de schimb al leului va continua, vor crește automat prețurile pentru toate produsele care sunt total sau parțial importate. Suntem o țară în plină prăbușire, avertizează economiștii. Investitorii străini fug și își abandonează investițiile, iar cei care rămân își doresc un guvern al României curajos, bun administrator, transparent și respectuos. Rămâne de văzut dacă vom avea parte de un asemenea executiv.